Astăzi e sâmbătă și ziua începe la fel ca oricare altă zi a săptămânii cu o cafea fierbinte, care e mai mult decât binevenită, mai ales pentru că afară plouă. Și plouă bine de tot. De cu seară mi-am propus ca în dimineața asta să ajung în piață, în special pentru niște roșii adevărate, niște roșii de grădină, pentru că s-ar putea ca de acum înainte oferta să fie din ce în ce mai redusă, având în vedere că vremea roșilor a cam trecut, lucru care mă întristează destul de tare. Prognoza meteo spune că va ploua toată ziua, așa că nu avea niciun rost să mai aștept și până la urma urmei pentru asta sunt făcute umbrelele. Se vede că a venit toamna, deja a apărut varza murată, lucru care mă bucură foarte tare. Gogoșarii crapă de atâta frumusețe, la fel și conopida, varza dulce, ouă de casă. Este o piață foarte bogată sâmbăta. Roșii nu mai sunt chiar peste tot, așa cum am prevăzut, iar acest soi de piersici este cel mai aromat dintre tot ceea ce am mâncat eu vreodată. Cimbru este unul dintre condimentele mele preferate. N-am mâncat o ciorbă de măcriș de ani de zile. Când eram mică, aveam în grădină, creștea măcrișul în grădină și mereu aveam această ciorbă în meniu. Uite și leuștean și tarhon în oțet, așa cum se punea pe vremuri. Am venit pe ploaie în piață și plec înapoi acasă pe o ploaie și mai mare. Parcă s-a întețit de când am ajuns aici, dar după cum spuneam, pentru asta s-au inventat umbrelele. Înainte să ajung acasă, am intrat pe la patiseria de lângă blocul meu să iau o pâine. Vă arăt și vouă câteva cadre cu produsele acestei patiserii, care sunt foarte, foarte bune. Mereu cumpăr câte o felie de pizza de aici. De data asta vreau să vă arăt și palanețul cu varză. Este o plăcintă care se face în Ardeal și care apare în fiecare toamnă în toate patiseriile din toate orașele. Intenționez să fac și eu astăzi niște palanețe cu varză, numai că ale mele o să arate cu totul și cu totul altfel. Am cumpărat un aluat de pizza, care practic este un aluat de pâine sau, mă rog, foarte asemănător. Acesta are adăugat doar un pic de ulei de măsline și din acest aluat intenționez să fac palanețele cu varză. Sunt niște plăcinte de post, niște plăcinte umplute cu varză dulce călită. Se pot face și cu umplutură de brânză sau cu umplutură de urdă și mărar, însă preferatele mele sunt cele cu varză. Thank you.
Mi se pare atât de simplu să cumperi aluat gata făcut, iar faptul că acesta a venit rulat, a venit înfășurat direct în hârtie de copt, are de la mine un punct suplimentar. Am mai presărat doar puțină făină, cât să nu se lipească de mână, cât să îl pot tăia și cât să pot lucra cu el ușor, pentru că altfel se întinde și este puțin lipicios. Dintr-o foaie de aluat am tăiat 4 pătrate mari pe care le voi umple cu această varză călită pe care am făcut-o cu o zi înainte și care deja a apucat să se răcească. Palanețele cu varză sunt niște plăcinte foarte căutate. Se vând la toate patiseriile și la multe magazine de pâine, dar, și aici există un mare dar, marele lor minus este că au mult prea puțină varză. Adică plăcinta e mai mult pâine decât varză. La mine însă, după cum se vede, evident nu se va întâmpla asta. Am pus varză din belșug. O varză dulce, călită, doar sărată și cu mult piper. Ăsta este tot farmecul. Varza să aibă mult piper. Plăcintele astea se coceau pe vremuri în tigăi groase de tuci sau chiar direct pe plită, dar nu întotdeauna. Bunica mea le făcea la cuptor și așa am preluat eu rețeta și sper să o transmit mai departe. Iar varza asta călită merge grozav și cu tăiței, cu paste, adică cu paste făinoase. E o rețetă ungurească, tăiței cu varză, o rețetă simplă, modestă chiar aș spune, o rețetă de post, dar care mie îmi place foarte mult. Am lăsat palanețele la cuptor timp de 20 de minute, parcă așa țin minte. În orice caz, am respectat instrucțiunile de pe ambalajul foii de aluat și mi se pare că au ieșit perfect. S-au copt exact atât cât trebuia. Din păcate, cuptorul meu nu are afișaj al temperaturii și nu aș putea să vă spun la ce temperatură le-am copt, dar am lăsat cuptorul să se încingă bine și așa arată în interior. Au într-adevăr foarte multă varză și ce pot să vă mai spun este că au fost foarte bune. Am avut succes cu ele, i-au plăcut și lui tata, i-au plăcut și lui Vlad. Ce am mai făcut apoi a fost să-mi aduc hainele pe care le-am spălat și care s-au uscat, să le împătur și să le pun la loc în dulap. Și ce vreau să vă mai arăt astăzi este o modalitate foarte practică de a împătura prosoapele, un stil pe care l-am descoperit în urmă cu vreun an, pe internet, evident, unde altundeva, și pe care l-am adoptat pentru că mi se pare foarte eficient. Prosopul se întinde complet și întâi se pliază un colț, iar apoi se pliază pe la jumătate pe toată lungimea lui, îl întoarcem pe partea cealaltă și începem să îl rulăm de la capătul fără îndoitură.
Apoi, ca să nu se desfacă, băgăm înăuntru unul din colțuri, iar acesta este rezultatul final. Și pentru că repetiția este mama învățăturii, vă mai arăt o dată. Îmi place mult metoda asta pentru că, odată puse la loc în dulap, am acces la orice prosop fără să scot tot teancul afară, le văd pe toate deodată și mi se pare și că arată foarte drăguț. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Acestea au fost câteva crâmpeie dintr-o zi din viața mea. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. M-aș bucura să vă abonați la canalul meu de YouTube. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura de asemenea să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!